Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat tuturor comisiilor locale de fond funciar din județ să comunice situația cu privire la numărul cererilor nesoluționate prin emiterea titlului de proprietate. De asemenea, a solicitat și necesarul de suprafețe de teren agricol și forestier pentru finalizarea procesului de reconstituire prin emiterea titlului de proprietate. Conform datelor comunicate de comisiile locale, suprafețele necesare pentru finalizarea procesului de reconstituire sunt de 4.202,12 hectare teren agricol și de 9.803,48 hectare teren cu vegetație forestieră. Prefectul a informat printr-un comunicat de presă și care sunt motivele care generează întârzieri în emiterea titlurilor de proprietate. Printre acestea se numără situații litigioase, modificările de amplasamente, vechiul amplasament este ocupat legal prin aplicarea legilor fondului funcțional, anterioare și solicitantul refuză amplasamentul oferit de Comisia Locală, imposibilitatea de identificare a terenului pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotărâri judecătorești, lipsa de teren rezervă la dispoziția Comisiilor Locale de Fond Funciar, lipsa de terenuri ale Agenției Domeniilor Statului pe teritoriul județului Suceava, care să poată fi puse la dispoziția Comisiilor Locale de Fond Funciar, lipsa planurilor parcelare, neprezentarea unor cetățeni care dețin terenurile pentru întocmirea documentației în BD a emiterii titlului de proprietate, refuzul persoanelor îndreptățite de a identifica terenuri cu vegetație forestieră din cele puse la dispoziție de către ocoalele silvice. Prefectul Alexandru Moldovan a arătat că în contextul în care Agenția Domeniilor Statului nu dispune în județ de terenuri ce pot fi puse la dispoziția Consiliilor Locale de Fond Funciar, preocuparea Comisiei Județene a fost de a stabili documentele care vor fi înaintate de către Comisiile Locale pentru persoanele care optează pentru soluționarea cererilor prin acordarea de măsuri compensatorii. Pentru păduri aceste documente au fost stabilite. Ca număr de cereri nesoluționate la această dată sunt 10581, din care 7152 cereri pentru teren agricol și 3429 cereri pentru teren cu vegetație forestieră, față de 16051 cereri în noiembrie 2021, din care 10877 titluri pentru teren agricol și 5174 pentru teren cu vegetație forestieră.